So I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say... Salutare tuturor, aici Iulius Paul și bine v-am regăsit la un nou video cu povestiri din mașină. În acest material vom discuta despre fotografia de absolvenți. Dacă merită, dacă nu merită, dacă e business, nu e business, e fotografie, fashion, nu e, poate fi portofoliu, nu poate fi și o grămadă de astfel de lucruri. Desigur, fotografia de absolvenți, după cum îi spune și numele, are ca scop să le reamintească absolvenților de gimnaziu, liceu, facultate, cum au arătat ei în acei ani. Da? Însă cumva în ultimii ani în România chestia asta a explodat așa, a devenit din ce în ce mai pompoasă și mai sofisticată. Bine, s-a liniștit un pic acum cu perioada cu pandemia, dar înainte de treaba asta era ceva super super complicat și stufos, care din punctul meu de vedere nu merita tot efortul respectiv și mai ales nu merita din punct de vedere financiar, pentru că toți cei care făceau fotografie de absolvenți, care evident nu s-a limitat doar la fotografie, ci și la servicii conexe, la albume, la festivități de absolvire, la banchete și o grămadă de astfel de lucruri care evident n-au nicio treabă cu jobul de fotograf. Cumva cei care au făcut treburile astea au încercat să ofere cât mai multe servicii, cât mai diverse, ca să fure ochiul absolvenților și desigur să le dea la un preț cât mai mic ca să nu existe concurență. Și cumva vă dați seama că nu se poate păstra un nivel de calitate foarte înalt în momentul în care prețurile sunt foarte mici. Acum nu o să discut despre domeniul ăsta, pentru că poate cei care lucrați știți mai bine despre ce este vorba, dar o să ne limităm strict la partea de fotografie, adică ce ne doare pe noi și de unde pot să vă spun din experiența mea. Ideea e că dacă mă întrebați pe mine dacă merită sau nu să faci fotografie de absolvenți, răspunsul simplu ar fi da, nu, da, nu, da, nu. Da? Adică sunt trei domenii și depinde foarte mult de situație dacă merită sau nu merită. Primul domeniu sau o părticică din jobul de fotografie de absolvenți e legat de partea financiară. Hai să începem cu asta, că la urma urmei este un business și toată lumea vrea să câștige niște bănuți. Și atunci, dacă mă întrebați din perspectivă financiară, merită în condițiile în care nu ai alte lucruri de fotografia din care să câștigi mai mulți bani. Ideea e că dacă ești la început de drum în fotografie, faci de jumătate de an, de un an, îți dai seama că nu poți să mergi la o nuntă, n-ai suficientă experiență și așa mai departe, nu te ia nimeni. Și atunci, ca să câștigi bani din fotografie, trebuie să mergi pe portretistică. Ceva simplu, ceva care nu e unic în viața unor oameni, ceva ce mai poți repeta, nu ies bine pozele, în cel mai rău caz se mai face încă o dată. Da? Și atunci, ca fotograf începător, e ok să faci fotografie de absolvenți. Este un gen de fotografie foarte simplu, atâta doar că este foarte complicat la partea de logistică și de organizare a lucrurilor. Dar asta discutăm puțin mai încolo. În principiu, fotografia de absolvenți, fotografie simplă, portrete clasice, dacă ai și un pic de simț artistic, faci și mai multe lucruri, dacă nu, nu. Și atunci, cumva, la început de drum e ok să faci fotografie de absolvenți și se câștigă niște bănuți, nu suficient încât să poți să zici, wow, am făcut 10 clase anul ăsta, pot trăi bine, mersi tot anul, nu, pentru că după ce dai toate cheltuielile, albume și alte lucruri, bănuții sunt puțini, dar pentru început poate fi un business. Dacă luăm din perspectiva fotografului profesionist, cu siguranță nu merită din punct de vedere financiar. Adică în momentul în care fotografiez nunți, evenimente, festivaluri, modă, produse și alte lucruri de genul ăsta, toată bătaia de cap care vine la pachet cu fotografia de absolvenți nu merită pentru cei câțiva bănuți pe care îi câștigi din treaba asta. Deci, financiar pentru fotograf profesionist nu merită. După care, dacă luăm al doilea domeniu, al doilea criteriu, este din perspectiva fotogenică a lucrurilor, da? Sau a portofoliului, să zic așa. Adică dacă te gândești că, uite, mergi și fotografiezi băieți, fete de 18-19 ani, da, și te gândești că, wow, sunt tineri, sunt frumoși, punem poze pe net, pe Instagram, pe Facebook, ne ajută la partea de promovare. Răspunsul din nou e da și nu, cum v-am zis mai devreme. Ideea e că, da, s-ar putea ca dintre cei poate 25-30 de elevi cât sunt într-o clasă să fie 2-3 fete mai fotogenice, care se știu și îmbrăca frumos, care nu se machiază extraordinar de strident și alte lucruri de genul ăsta, și cu care
poți să faci ceva pentru că sunt entuziasmate de a face poze și le place să pozeze. Și bineînțeles să nu facem discriminare, și băieți pot fi băieți frumoși, dar care sunt aranjați, cărora le stă bine un costum pe ei, cărora le place să se îmbrace la costum, și atunci vă dați seama că și cu ei putem face niște fotografii destul de simpatice. Dar asta sunt 2, 3, 5 cazuri maxim într-o clasă din 25-30 de elevi, cum spuneam. Restul nu sunt curioși de poze. Ăsta este adevărul. Adică dacă vă duceți la orice clasă de absolvenți, o să vedeți 3 categorii de oameni. Cei care vor să facă poze și sunt foarte entuziasmați de faptul de a avea poze, da, și albume, dar în principal poze, depus pe Facebook și așa mai departe. A doua categorie sunt cei care, păi, e o chestie necesară, o facem, ne străduim cât de cât să iasă bine, nu avem pretenții mari, așteptări mari, o facem să fie bine, e frumos să avem un album de absolvire. Și a treia categorie, cei pe care nu interesează, care ori nu-și fac albume, ori care vin la ședința foto, tragi cumva de ceilalți elevi, hai mă, fă-ți și tu poze, ce tot atâta, da? Ok, se întâmplă genul ăsta de fenomen. Și atunci vă dați seama că marea majoritate, ori că nu sunt fotogenici, că nici nu le place, nici n-au treabă cu fotografia, nici nu sunt curioși de treaba asta, ori pur și simplu nu le pasă. Nu le pasă și nu dau doi bani pe pozele respective, așa că vin cu o falcă în cer și una pe una ședința foto și nu iese nimica. Deci, da, din perspectivă fotogenică, da și nu. Depinde foarte mult de situație. Pot fi clase în care pot fi mai mulți de 5 elevi, în special clasele de fete, unde asta e adevărul, este și o concurență mare între ele, toate se visează dive și așa mai departe. Acolo, da, s-ar putea să fie care mai de care mai aranjat. De bine, dacă au și gusturi bune, că pot să fie care mai de care, doar că să dea în chicios, uneori penibil, dar mă rog, asta nu e problema mea să judec, așa, și într-adevăr pot fi clase în care nimeni n-a nicio treabă cu fotografia, practic acolo nici măcar un singur cadru de Instagram n-ai unde să pui. Și acum o să ziceți, da, dar poți să scoți un cadru fain cu oricine, pui într-o umbră, faci o chestie și așa mai departe. Da, atâta vreme cât oamenii vor să stea la poze. Nu poți să obligi pe nimeni. Adică și eu, în momentul în care fotografiez absolvenții, mă modelez după ei, care văd că vor și le place, insist, care văd că nu, nu-i chinui, că nu are rost, că oricum nu scot nimica și să-i nevadă și pe mine. Și atunci ținem așa. Și a treia perspectivă, da, al treilea domeniu, al treilea criteriu, este legat de partea de întoarcerea clienților. Da? Adică dacă merită să faci absolvenți, în condițiile în care o să te gândești că ea o să fie clienți pe viitor cu nuntă, cu botez, cu etc, etc. Da și nu, evident, din nou. Ideea e că da, dacă faci fotografii, de exemplu, la clasa 8-a, foarte mari șansele ca cei oameni să vină în clasa 11-a când au majoratul. Să le faci fotografie la majorat și destul de mari șanse să te ia și în clasa 12-a. Bine, acum în clasa 8-a ei se despart după aceea fiecare la ce liceu merge, dar dacă, de exemplu, dintr-o clasă de 30 de elevi de a 8-a, 10 se duc într-o clasă la un anumit liceu, aia o să influențeze cumva balanța spre tine și atunci tot tu o să le faci pozele. Și da, am avut genul ăsta de clienți, le-am pozat în clasa 8-a, le-am pozat majoratul, le-am pozat clasa 12-a, i-am pozat la facultate și am pozat și nuntă. Deci a fost meniu complet. Dar cazurile, evident, sunt foarte mici. Adică ca să vă faceți un calcul așa, să zicem, nu știu, fotografiați într-un an 10, 20, 30 de clase, da? Hai să zicem un număr minim de 200 de elevi într-un an. Da? Ei, din 200 de elevi într-un an, minim, da? Ori 10 ani de când faceți fotografie, să zicem, era sunt 2000 de elevi. În decursul parcursului meu în fotografie de 13 ani, tot așa am pozat câteva mii de elevi, dar care să se întoarcă să le fac și nuntă și așa, nu știu dacă au fost 10 cazuri din câteva mii de elevi. Deci de asta spun, dacă vă gândiți că vreți să vă faceți o bază de clienți care să vină după, să nu fie doar cumpărător, să ia doar o singură dată albumele, să mai vină și după, da, cumva poate fi, poate nu fi, da? Pentru că, într-adevăr, dacă, uite cum e în cazul meu, eu dacă acum fotografiez o clasă de 8-a, fetele mă iau cu dumneavoastră, cu sărumâna, cu chestii de genul ăsta, da?
clasa 8-a. Evident că oamenii ăia, în momentul în care o să-și facă majoratul peste 3 ani, o să fie cu 3 ani mai bătrân, da, așa, și acum arăt destul de fioros așa pentru niște copii de clasa 8-a, în momentul în care ei o să-și facă majoratul, cu siguranță o să iau un fotograf mai apropiat de vârsta lor, care înțelege muzica lor, comportamentul, care se cunosc, poate sunt colegi de liceu și așa mai departe, nu o să mă ia pe mine bătrânul de a să le fac poze la majorat. Și atunci, da, dacă voi vă apucați de fotografie în timpul liceului, când aveți 18-19 ani, și faceți absolvenți dintre 2-3-5 ani și sunteți acolo în pită, cum ar veni cu toți, vă cunoașteți unii cu alții și așa mai departe, da, o să vină și majorate, o să vină și banchete și absolviri și tot. După ce o să treacă vreo 10 ani, o să se mai rărească puțin. Acum, la clasa 8 mă mai cheamă copiii, că mă cheamă mămicile. Da. Ce să și faci? Cam asta e ideea. Deci, ca bază de clienți, da și nu. Depinde foarte mult de situație, vârsta pe care o aveți și depinde cât de mulți absolvenți faceți. Că, într-adevăr, dacă faceți mulți, atunci, clar, de acolo tot se întâmplă să mai vină cineva să mai vrea și alte servicii. Dacă faceți o clasă într-un an, nu. Deci cam asta e răspunsul un pic mai extins la întrebarea dacă merită sau nu merită să faceți fotografie de absolvenți. Acum o să vă zic un pic despre cum e tot procesul de realizare albumelor. Acum cei care, cum vă spuneam, lucrați în domeniul ăsta, știți cam cu ce se mănâncă, despre ce este vorba. Cei care nu și sunteți la început de drum și poate vreți să vă apucați de domeniul ăsta, ar trebui cumva să știți că sunt foarte multe probleme care pot să apară și nimeni, dar nimeni nu vă poate preveni. Adică mie mi-a luat câțiva ani ca să mă prind cum să fac într-o manieră pozele și albumele și cum să pun problema cu copiii, astfel încât să meargă totul ca uns. Că în momentul în care tu ești nesigur pe tine ca fotograf, copiii te iau de fraier. Bă, asta este adevărul. Ei profită de tine, de toți banii și ceva, dacă poți să le dai înapoi. Și nu era intenție. Pentru că, evident, sunt copii, adică și adolescenții de liceu, care își fac albume în clasa 12-a, vă dați seama, luăm de la simplu exemplu că ascultă manele și trap la majorate și se visează toți mari mafioți și de toate felurile, nu sunt, evident, dar cumva în mintea lor au impresia că ei sunt și fac și drag și toate cele și mașini și BMW-uri și chestii de genul ăsta. Nu e de judecat, toți am trecut pe acolo. Dar când ei au genul ăsta de atitudine, normal că în momentul în care tu vii să le faci lor un serviciu pentru care ei plătesc, mă rog, părinții, nu ei, că n-au de unde, dar plătesc părinții, cumva e chestia aia, bă, eu te plătesc ca tu să-mi faci treaba asta, deci tu ești servitorul meu. Foarte mulți au atitudinea asta, pentru că din muzică, din educație, din, da, momentul în care el dă banul, el trebuie să fie servit. După care sunt fetele care, evident, au părere extraordinar de bună despre ele, urmăresc tot felul de modele, influencerițe, mă refer, modele care nu ar trebui să reprezintă un model pentru nimeni, dar în fine, care ele se visează toate dive, toate au impresia că sunt și etc, da, și au valoare și sunt pe piață și toate celelalte. Și având o stimă din asta de sine un pic umflată cu pompa, pentru că, da, asta e vârsta, ele se visează dive, deși nu sunt și nu arată și nu le stă bine rochea și nu le stă bine cu machiajul la strident și nu le stă bine pe tocuri și nu și nu și o grămadă de chestii care sunt nu, dar de care o să-și dea seama peste 10 ani probabil, ele se visează într-un fel și atunci tu când vii ca fotograf să le faci poze, trebuie să le scoți cum se imaginează ele, nu cum arată de fapt. Deja acolo nu mai e problema ta ca fotograf, pentru că la urma urmei fotografiile de absolvenți nu sunt fotografii de modă. Adică eu înțeleg că la modă, când trebuie să vinzi niște produse sau să vinzi branding personal la unui model sau să vinzi niște cosmetice, bijuterii și așa mai departe, da, acolo trebuie să tragi, să iasă, să se vândă. În momentul în care facem fotografii la fete de 18 ani, 19 ani, da, care nici măcar nu știu cu ce se mănâncă viața asta, modeling, nebunii n-au nicio treabă cu nimic, da? Așa,
nu poți să ai așteptări, pentru că poate e pentru multe dintre ele prima dată în viață că lucrează cu un fotograf profesionist, de unde experiență, da? Și plus că la absolvenți timpul este destul de scurt pentru fiecare elev în parte și evident că nu e ca și cum stai o zi întreagă cu o singură persoană, dar mă rog, revenim și la povestea asta. Deci cumva vă ia mult timp să vă dați seama ce trebuie să faceți, cum să puneți problema în raport cu copiii, pentru că, cum vă spuneam, dacă nu, ei vă iau de fraier în sensul că trag pielea de pe voi și își doresc marea cu sarea, unii o promit, nu o rezolvă, da? Și atunci cumva se ajunge la nemozități, la discuții, la încăierări uneori, da? Ideea este că copiii vor cât mai multe lucruri, încât mai puțin bani, pentru că banii nu sunt banii lor. N-ar trebui să le pese în mod normal, dă-ți banii părinților și părinții zic, ok, cât costă albumul? 300 de lei, dau un exemplu. Păi și ce vă dă de banii ăștia? Păi ședință, păi aia, păi banchet, păi DJ, păi șampanie, păi covor roșu, păi machiaj la ședința, foto, etc. Așa și mai zic, ah, e un preț bun. Nu, serios, normal că este preț bun să-ți dea cineva all inclusive la 300 de lei de toate. Dar numai că, evident, vin firmele, că aici a început toată nebunia. Vin unii colegi care au firme și ei promit chestiile astea, dar nu le onorează. Aici e problema, pentru că n-ai cum. Adică gândiți-vă felul următor. Dacă faci un calcul grosomodo, să zicem, în cel mai rău caz, albumul te costă 100-120 de lei, da? Un album clasic de absolvenți. În cel mai fericit caz, poate te costă 50 de lei. Dai să zicem o medie de 70-80 de lei te costă albumul, da? După care te costă, trebuie să-i dai ceva omului care fotografiază, trebuie să-i dai ceva căruia editează fețe, chestii și așa mai departe, care face designul de albume. După aceea, dacă organizezi și banchet și aduci un DJ, trebuie să plătești și treaba asta, trebuie să plătești oameni să filmeze, să fotografieze banchetul, trebuie să faci fotografii de diplomă, să le printezi, unii mai fac și sonete care așa trebuie printate, sunt o grămadă de cheltuieli, da? Și tu iei 300 de lei. Na, practic, profitul pe fiecare copil de acolo e undeva 20, 30, 50 de lei maxim. Dar ideea este că în momentul în care tu ca fotograf de sine stătător, cum sunt eu de exemplu, vrei să faci o ofertă concurențială pentru firma respectivă, eu să câștig 50 de lei după tot procesul ăsta, banchet, nebunie, edita, poze, etc. tot, da, să rămân cu 50 de lei, care sunt ori 20 de copii, sau 25, sau 30 de copii, aia sunt 1500 de lei maxim. 1500 de lei să fotografiez atâția oameni, să editez mii de imagini, că rezultă foarte mult la ședința foto, să corectez fețe, să fac designul de album, să mă duc și la banchet, să mai plătesc și un coleg videograf să vină cu mine pentru 50 de lei, nu mersi, da? Nu. Copiii nu înțeleg chestia asta, da? Pentru că ei au impresia, bă, ăsta vine cu oferta, ne dă chestiile astea. Care e cea mai bună ofertă cu cele mai multe lucruri, cea mai ieftină? Păi asta, pe asta o luăm. Pentru că ei nu interesează calitatea pozelor. Adică hai să fiți serioși, dacă vă uitați, numai așa, de curiozitate, uitați-vă la copii de 17 ani, 18 ani, uitați-vă pe conturile de Instagram sau pe Facebook, bine, mulți le-au private, dar, mă rog, cei care așa, să vedeți ce poze își pun. Da? Adică ca să trăiți nivelul de calitate care e ok postabil pentru ei. Da? Adică poze de alea cu tot felul de filtre față de cățel, de pisică, de nu știu ce, poze super noisy făcute pe întuneric, copiilor nu le pasă, da? În momentul în care vine un fotograf cu un DSLR, cu un mirrorless și scoate un pic mai mult decât cu telefonul pe întuneric, deja e ok, nu mai contează, înțelegeți ce vreau să zic? Deja e mai mult decât pot face ei cu telefonul și atunci ai perfect postabil, perfect ok. Copiii aleg serviciul ăla și n-au nimic împotrivă. Da, și atunci aleg pe cel mai ieftin și cu cele mai multe lucruri, pentru că au fost o vreme cu nebunii din astea, veneau la banchet cu limuzină, beau șampanie, limuzină, fetele coborau din limuzină cu rochi lungi, cu trene, cu fai de mine, zici că erau la premiile Oscar sau, nu știu, la Grammy, la ceva. Nu că mergeau la un banchet într-un orășel mic de provincie, da? N-are rost. Așa, nu, din nou, nu vreau să judec și așa mai departe. Sunt niște adevăruri care se întâmplă, care nu sunt ok, dar cu care dacă vrem să interacționăm, vrem să lucrăm, trebuie cumva să încercăm să le și ajustăm, să le înțelegem. Bun. Prevenim la povestea noastră, da? Și vă spuneam că
Mie mi-au trebuit câțiva ani ca să înțeleg cum gândesc copiii, cum să pun problema, cum să le fac albumele. Și la urma urmei să găsesc o formulă prin care oferta mea să fie concurențială cu restul, dar să nu mă prostituez cu un milion de obiecte și de lucruri, servicii inutile care n-au treabă cu fotografia. Și atunci cumva eu mi-am gândit tot timpul, de când m-am prins de șmecherie, m-am gândit tot timpul la o ofertă care să acopere ceea ce este esențial. Adică trebuie să existe un album, da? Trebuie să existe o ședință foto de grup, adică la școală, să le faci la toți copiii la școală, îmbrăcați în uniformă, cu profesor, cu doamna dirigintă, după care o ședință individuală, adică când le faci poze fiecăruia pentru album, dar acea ședință individuală nu că mă duc în fiecare zi cu câte un copil timp de 30 de zile ca și nebunii, sau că mă duc în 6 zile diferite cu câte 5 copii ca și nebunii din nou, în locuri diferite, în așa, pentru că din nou n-ar merita financiar. Nu, o să cumva să găsesc o formulă prin care să-i fotografiez pe toți în aceeași zi, în aceeași locație, adică mă duc o zi, am fotografiat, am terminat, da? Nu că săptămâna viitoare plouă, ba nu plouă, hai să amânăm, nu mai poate o colegă, nu mai aia. Nu, când găsim data în care ne putem sincroniza cu toții să ne întâlnim într-o sâmbătă, într-o duminică, mergem, ne întâlnim toți, facem pozele și cum ar veni la revedere, da? Pentru că, cum vă spuneam, cele trei categorii de elevi dintr-o clasă îi împărți în grupe. Și ce? Mergi cu grupa cărora nu le pasă de poze, îți pierzi o zi întreagă pentru 5 oameni cărora nu le pasă, efectiv. Așa, și nu dau de bani pe pozele alea, să încerci să le faci tu ceva frumos. Tu vrei să faci ceva frumos, că na, e datoria ta de fotograf, e conștiința ta de artist. Dar dacă ei nu vor ceva frumos, asta este, știi? Și atunci nu poți să tragi de ei. Nu, pe ăia îi las mai la urmă, în timpul ședinței foto, le fac rapid niște cadre, să aibă depus în album, la revedere, nu ne complicăm, da? Și atunci cumva, vă spuneam, mi-am gândit oferta, astfel încât să aibă albumul, ședința de grup și ședința individuală, să aibă fiecare depus poze în album. Și atât! Deci atât, da? Pentru că poze de diplomă, da, pe care evident sunt ani și ani, în ani care le dau poze de diplomă, ani care nu le trebuie că își fac ei, ani care trebuie suplimentare, depinde foarte mult de la an la an, schimb treaba asta, uneori o dau, uneori nu o dau, da? Dar, mă rog, poze de diplomă acelea printate 4x3, da? Spre exemplu, anul ăsta le-am dat. Așa, deci pozele de diplomă, fotografia și filmarea la banchet, da? Tablou depus pe holul școlii, că mai fac unele clase treaba asta, sonete, ce sunt sonetele, acele pliențele cu toată clasa, cu profesori, cu numele regulilor de dat la rude, de la prieteni, că ei au terminat așa, da, și alte lucruri de genul ăsta, nici nu mai știu ce servicii mai sunt, toate astea sunt opționale, da, adică, în momentul în care eu mă duc cu oferta mea la o clasă, le spun așa, deci voi, ca să aveți poze de pus în album, trebuie să facem o ședință, da? Ca să avem ce pune în album, logic. După care, pentru că sunteți la o anumită școală și vreți să aveți amintire și cu profesorii, că de asta facem poze, că nu facem o ședință foto numai așa, facem una de absolvire a liceului, de trebuie să apară ceva și cu școală, uniformă, profesor, dirigintă și așa mai departe, facem o ședință de grup. Asta este minimum minimorum, da, ca să ne putem face albumele, că altfel n-avem ce pune în album, ok? Bun, după ce am îndeplinit aceste două servicii, apoi vine partea extra. Ok, vreți să vă vin să vă fac fotografii la banchet? Perfect! Este o anumită sumă pe care fiecare elev trebuie să o plătească. De ce? Pentru că odată, sunt clase care nu își fac banchet, că nu vor să participe la banchet și nimeni nu-i judecă pentru treaba asta. Dar, în momentul în care ei nu vor să participe la banchet, este aiurea tu să le dai în pachet, să zici că mergi să-i fotografiezi, dar ei nu beneficiază de serviciul respectiv, da? Nu! Cine participă la banchet, plătește! La fel și în cazul în care poate sunt în clasă elevi de alte religii, alte confesiuni, știu eu ce, care nu vor să participe din motivul ăsta la banchet. Ok, ăia nu plătesc, da? Cine participă la banchet, plătește taxa plus pentru poze, da? După care filmare. De ce să le dau un pachetul de bază când elevii nici măcar nu descarcă filmarea de pe cloud? Pentru că am trecut, făceam DVD-uri din astea cu stick-uri, cu nebunie.
nu merge treaba asta, nu mai are nimeni DVD la calculator, nimeni nu se mai uită, pe DVD nu poți pune Full HD, ei, aiurea, mai bine le pui pe YouTube pe un link privat și le dai așa să se uite. Dar gândiți-vă că a pus filmarea pe cloud, da, pe cloud, le-am dat poze, le-am dat filmarea, au descărcat pozele și au postat totul tot, băi, n-au descărcat filmarea și după un an jumate mă sună o mămică să mă întrebe că de ce nu le-am dat filmarea. Am zis, doamnă, dar filmarea este acolo, pe link, pe cloud, pe grup, clase, pe Facebook, tot, tot, tot. Ce că eu n-am văzut? Zic, da, uitați-vă, dar ce treabă am eu? Se uită, eu uitam, cer scuze, într-adevăr este filmarea acolo. Deci măcar n-au fost curioși să se uite. Nu mai zic că unii nici n-au descărcat-o, pentru că pe cloud poți să vezi câți oameni descarcă un fișier. Dacă într-o cază 30 descarcă 15 filmarea, e foarte bine, da? Deci de asta zic că nu ai rost să dau în prețul de bază, să găsesc un videograf, să vină să filmeze, să facă o filmare pe care copiii nu și-o doresc. Plătesc suplimentar pentru ea? Sigur, se face și atunci sigur o să descarce că o dat bani în plus, special pentru filmare. Plus că se mai întâmplă chestia asta la altă cu banchetele, se suprapun la mai multe școli în aceeași zi să fie banchetele. Și atunci e momentul în care mă duc să fotografiez. Cum mă împart eu la 5 banchete în aceea zi? Că n-am cum, da? Trebuie să-mi iau colegi fotografi. Dacă îl dau în pachet inclus, trebuie să mă dau peste cap să găsesc 5 fotografi. Dacă îl plătesc copiii separat, eu le pot spune, uite, eu sunt deja ocupat, am un banchet. Dacă vreți, vă trimit pe colegul Xulescu, le dau portofoliul să se uite, plătiți lui. Dacă nu, vorbiți cu alți fotografi care vin la alte clase, la banchetul vostru, plătiți lor, vă fac și vă o poze. Povestea este simplă și încheiată. Deci, țineți minte, trebuie să vă țineți cât mai simplu tot procesul, da? Bine, acum, ca să le am un exemplu financiar, ca să înțelegeți că o să ziceți, da, băi, dar dacă nu dau banchetul, nu dau pozele de diplomă, nu dau aia în prețul așa, o să zic că copii, ce-i cu oferta asta de așa simplă, că nu ne convine, luăm ăla care îmi dă de toate. Ei, aici vine marketingul vostru și modul în care puneți problema, pentru că luați așa. Dacă ăla dă de toate, probabil oferta costă 300 de lei. Voi dacă tăieți banchetul care, nu știu, să zicem luați 15 lei de copil, un exemplu, pentru foto, 15 pentru video, 30, mai scădeți poze de diplomă 10 lei și încă ceva, 50 de lei mai puțin, atunci, practic, voi faceți oferta voastră la 250. E fix ca lui celălalt, doar că îți mai puțin servicii și costă mai puțin. Și bineînțeles că acolo, în rubrica de servicii suplimentare, puneți prețul cât costă ședințele separate, fotografiile la banchet, video și așa mai departe, le puneți acolo și dacă fac copii un calcul, tot la aceeași bani iese, da? No, doar că în cazul ăsta voi trebuie să le explicați, să le spuneți, păi copii, aia zice că vă dai aia și aia, ok, ați întrebat clase de anul trecut, v-au dat aia, au dat aia și aia, dacă au dat bine, dacă n-au dat, este o problemă, da? După care, gândiți-vă, dacă voi lucrați cu o firmă, da? Care face fotografii de absolvenți. Există acolo 1, 2, 3 fotografi buni, care sunt șefii, cum ar veni, după care ei iau sute de clase, 200, 300 de clase într-un an și după aceea trimit la ședințele foto niște începători să facă poze. Pentru că vă dați seama, dacă firma este din Cluj și e o clasă în Cluj, la un liceu bun, frumos, tot, se duc fotografii buni. Dacă e o clasă în Dej, Beclean, Zalău, Bistrița, știu eu pe unde, găsesc pe cineva din orașul ăla, le dau ceva și merg aia să facă pozele, da? Și atunci, voi vedeți în portofoliu ceva, când o să primiți, voi o să fie cu totul altceva, pentru că nu o să vă vină aceeași fotograf și așa mai departe, da? Sunt chestii și chestii aici, plus că în cazul în care voi, ca fotograf, cum sunt și eu, mergeți să vă promovați, îți spuneți copiilor, băi, eu am venit cu oferta, m-ați văzut, eu sunt Iulus Paul, știți Instagram-ul meu, știți Facebook-ul meu, vedeți că am activitate de ani, da, deci nu îmi schimb firma fiecare an, da, sunt tot eu, eu vin să vă fac pozele, eu vi le editez, eu vă aduc albumele la școală, totul lucrați cu mine, nu se întâmplă să vină altcineva. Ce contează mai mult pentru copiii ăia?
Bineînțeles, cum vă spuneam și la începutul videoului, dacă ei sunt curioși de poze și vor ceva frumos și de aia te-o chema pe tine, o să meargă cu tine pentru că tu ești omul acolo tot timpul. Dacă vor numai ieftin și numai la pachet și numai cu multe lucruri, atunci o să iau o firmă care o dă de toate și nimic concret și nimic ca lumea. Asta este povestea, da? Deci voi trebuie să vă țineți oferta cât mai simplă, să vă gândiți cum o structura și cu servicii suplimentare, astfel încât să le convină tuturor copiilor, da? Să vă convină și vouă. Și bineînțeles, în momentul în care voi aveți totul pus la punct și vă apucați de treabă, trebuie să aveți un proces foarte, foarte bine structurat pe calendar, să se respecte la sânge. Că altfel este un haos și la voi și la copii. Copiii sunt 30 de persoane, 25 de persoane, fiecare cu ideile lui, fiecare cu părerile lui, fiecare cu filmele lui. Copiii n-au cum să știe ce se întâmplă din spatele camerei. Ei vor aia și aia și aia pentru că sunt visători la 18-19 ani. Așa, voi trebuie să fiți tot timpul ferm pe poziție, să nu lăsați după ei în momentul în care vedeți că sar calul, pentru că dacă voi o să faceți treaba asta, copiii o să aibă așteptări foarte mari, voi nu o să le puteți onora, o să vă certați și la urma urmei nu o să aveți nici unii, nici alții, nici poze bune, nici voi portofoliu, nici bază de clienți, nici nimica. Deci trebuie să vă gândiți un proces foarte, foarte bine delimitat și o să vă spun imediat și cum. În primul rând trebuie să vă faceți oferta, da? Acum o să vorbim din perspectiva unui fotograf care lucrează singur, nu a unei firme, cu mai mulți oameni, pentru că acolo e cu totul alt proces și altă poveste, da? Deci voi va trebui să vă faceți oferta prima dată. Acum, că o faceți, cum v-am zis eu, un pachet de bază, servicii suplimentare sau o faceți cu mai multe servicii, asta este strict decizia fiecăruia. Dar, în principiu, trebuie să aveți o ofertă, după care trebuie să o ofertați, da? Adică să-l arătați copiilor. Și aici există două variante. Varianta clasică sau varianta cioc-cioc, cum o denumesc eu, e cea în care vă plimbați din școală în școală, intrați la direcțiune, cereți acordul să mergeți să prezentați oferta copiilor. Într-o zi vă duceți la o școală, la 5, 6, 7 clase de a 12 câte sunt în școala respectivă, bateți frumos la ușă, la fiecare, bună ziua, scuzați-mă, vreau să prezint ofertă de absolvenți. S-ar putea să vă bateți de reticența profesorilor care să nu vă lase să intrați la oră, să deranjați ora ca să vă prezentați voi oferta. Așa, sau s-ar putea să vă bateți de reticența directorilor, care nu vă lasă pur și simplu să intrați în școală. Și nu neapărat că nu se pot prezenta albume la școală, pentru că se pot, doar că, din păcate, în România încă corupția și șpaga funcționează și sunt foarte mulți directori cumpărați, să zic așa, adică sunt firme care de ani de zile fotografiază la anumite școli sau licee și dau o mică mită profesorilor sau directorilor și zic, ok, uite, îți dau eu niște bani, așa, dar mă lași numai pe mine, restul le spui că nu se poate, da? Deci trebuie să vă așteptați la treaba asta. Vă duceți, cum vă spuneam, cioc-cioc, într-o zi la un liceu, într-o zi la liceu și așa mai departe. Poate ajungeți într-un oraș, da, mai micuț să zic așa, să mergeți poate la 50 de clase în total, depinde câte școli, cu școli generale cu clase de a 8-a sau licee cu clase de a 12-a sunt în școala respectivă. Asta este o muncă care este destul de obositoare și așa, trebuie să vă faceți un discurs foarte bine stabilit, ca să furnizați toate informațiile, să lăsați pliante, să vă duceți cu niște albume de prezentare, care evident trebuie să vi le faceți și alea costă niște bănuți, da, foarte multe pliante, cărți de vizită, trebuie să spuneți poezia de N ori iar și iar și iar și iar la fiecare clasă, așa, după care s-a așteptat să vă contacteze. Ideea este că de obicei treaba asta cu ofertarea se întâmplă la începutul anului școlar. Acum, dacă vorbim de acum 10 ani, se întâmpla prin aprilie, prin mai, iunie, la finalul anului. Nu, în prima săptămână, septembrie sau octombrie, depinde când începe școala, așa, în prima săptămână trebuie să fiți la școală, pentru că toți copiii așteaptă oferte. Veniți voi, mai vin încă 5, da, și după aceea ei decid. Evident, cu când mergeți la mai multe clase în timpul acela scurt, de la început, cu atât sunt șanse mai mari să contractați mai multe clase și ei se hotărăsc după și vă contactează să semnați contractul. Sau poate fi varianta un pic mai modernă, să zic așa, nu cea cu cioc-cioc să mergeți la fiecare clasă, e să vă faceți o bună promovare în social media,
cu reclame sponsorizate, cu postat poze, cu story-uri, cu nebunii de genul ăsta, să căutați oameni de 18 ani pe Instagram, pe Facebook, să dați ad friends, să le dați follow, să vă dea follow back, da, ca să vă vadă oferta voastră. Desigur, dacă sunteți tineri și aveți colegi, că sunteți încă în liceu sau tocmai ați terminat liceu și aveți prieteni, colegi mai mici decât voi, da, trebuie să vorbiți cu ei, să ziceți, uite, vorbește te rog cu colegii tăi, hai să vin la voi la clasă, hai să vă prezint o ofertă, fă un pic de reclamă, un pic de intrare, un pic de lobby înainte, da, și atunci puteți merge acolo și cumva șansele să luați clase sunt puțin mai mari. Dar cum vă spuneam, asta este o muncă, s-ar putea să dureze vreo lună până vă duceți la toate clasele să faceți ofertă, dacă nu vă limitați doar strict la orașul din care sunteți și vreți să mergeți și în orașele limitrofe, că să zicem, nu știu, în Cluj, sunteți din Cluj, mergeți în Cluj toate școlile, așa, dar de obicei într-un oraș mare intrarea e foarte dificilă, pentru că sunt deja firme de ani de zile care fac, sau fotografi care fac albumele de absolvenți și atunci cumva se perpetuează de la un an la altul, că dacă unul a făcut treabă bună la o clasă, evident că vin și celelalte clase noi, cum ar veni, se duc toți spre fotograful sau firma respectivă. Dar trebuie să vă duceți și în alte orașe mai mici, cum ar fi în Dej, în Gherla, în, da, în alte orașe din județul respectiv, unde mai sunt școli. Asta implică deplasare, mașină, da, deci e o întreagă nebunie partea cu ofertarea. Voi, după ce ați ofertat toată chestia asta, trebuie să cereți contactul șefului clasei sau un reprezentant al clasei, ca după 2-3 săptămâni să-i mai sunați, să nu uite de voi. Să vedeți, au luat o decizie, n-au luat o decizie. Trebuie să vă faceți o mică bază de date ca să puteți suna pe toată lumea, să vedeți care e statusul, cam ce părere au copiii, dacă le place oferta voastră, dacă mai văzut alte oferte, dacă puteți face o contraofertă, dacă puteți face ajustări, negocieri, etc., etc., dacă vă doriți într-adevăr să luați multe clase, da? Așa, deci asta este faza de început. După care vine semnarea contractelor. Trebuie să faceți un contract. Și în contractul respectiv, pe lângă toate datele și așa mai departe, recomandarea mea este ca toată lumea să semneze. În general se semnează contractul cu o singură persoană, un reprezentant al clasei. Dar mai puteți pune acolo o anexă cu numele tuturor elevilor, ca toată lumea cu mânuța lui să semneze că sunt de acord cu albumele, ca să nu aveți cumva după aceea discuții că dacă o semnat ăla pentru mine, eu n-am fost la școală, eu n-am știut care e oferta, nu-mi convine, bla bla bla, tot felul de discuții de genul ăsta. Ca să evitați din start, când semnați contractul, le spuneți, băi, vedeți că vin în data cu tare, să fiți toți la școală, sau când termină școala, când ieșiți de la școală, mai stați 10 minute, vin să semnăm contractul, toată lumea să semneze și calau la cunoștință ce se întâmplă acolo și stabiliți clauzele foarte, foarte clar, da? Cum faceți pozele? Cum faceți albumele? Cât durează până primesc copiii pozele, cum vor fi prelucrate, cum vor fi puse în album, cât durează până primesc albumele, cât durează până dați pozele de la banchet, toate, absolut toate le treceți acolo. Pentru că a doua zi, după ce o să faceți pozele, o să năvălească toți copiii pe voi, când primim poze, când primim poze, când primim poze, da? Deci trebuie să fie foarte clar din start pentru toată lumea care sunt termenele de livrare, ca să nu vă nebunească copiii după aceea cu pozele, să nu vă mai pună întrebări cum le prelucrați, le scoateți coșul, nu le scoateți coșul, trebuie să scrieți chestia asta în contract și în momentul în care semnați contractul, citiți toate clauzele astea. No, asta o să dureze ceva la fiecare clasă, dar trebuie să o faceți și foarte important, în contract scrieți datele aproximative când veți face ședințele foto și când se predau pozele. Pentru că ce se întâmplă? Voi semnați contractul în septembrie și copiii zic, nu, las că mai avem până terminăm noi școala, las că facem poze la primăvară, las că. Ok, ideea este că voi, pentru că nu o să puteți face poze în timpul săptămânii, da, că copiii vor fi la școală, bine, am anul cu pandemia și cu asta excludem, da, dar într-un an normal, da, copiii vor fi la școală în timpul săptămânii, nu lasă profesorii să se plece pentru poze, plus că poate vă oprește poliția pe stradă, ce căutați voi când trebuie să fiți la școală, da? Ca să evitați probleme de genul ăsta, dar trebuie să faceți în weekenduri. Voi dacă vă luați 20 de clase, câte weekenduri aveți voi în timpul primăverii, să fie toate cu vreme bună și așa mai departe, ca să pozați 20 de clase, da? Ca să ne înțelegem. Și atunci cumva vă trebuie să stabiliți din start. Când ați terminat prima clasă,
îi întrebați, ok, când vezi pozele? În luna martie, perfect, bifăm weekendul cu tare. La următoarea clasă, când așa, păi în weekendul, a, păi nu pot că sunt ocupat, alt weekend, da? Și atunci voi vă programați de la semnarea contractului când veți face ședințele foto. Desigur, le dați posibilitatea să se mai schimbe ceva, adică, nu știu, se îmbolnăvesc unii, au teze, etc, nu puteți voi și așa mai departe, deci să existe posibilitatea ca data respectivă să fie modificată o dată. Nu de mai multe ori, dar scrieți că o singură dată se poate modifica data, pentru că altfel o să modifice copiii aia după bunul lor plac, da? Pentru că permite contractul. Și atunci, dacă modifică o singură dată, când se apropie data, o să o modifice în funcție de când aveți voi disponibil, că altfel cum să și facă, da? Și atunci vă răspunzi de la început, uite, punem acum data, atunci să aveți în vedere să nu vă faceți altceva atunci, să vă duceți la cabane sau alte chestii de astea, așa, puneți atunci în calendar și desigur dacă intervine o chestie neprevăzută cu 2 săptămâni înainte, 3 săptămâni înainte, o mutați într-un alt weekend. Dar trebuie să vă asigurați de așa manieră că voi aveți timp să prelucrați pozele și să faceți albumele până când termină copiii școala. Da? Pentru că o să vă gândiți, păi bine, bine, poți să-i pozezi și la final de mai, le editezi pozele până la mijlocul lui iunie, ei iau bacul, le fac albumele, vin prin iulie, după bac nu-i mai găsiți pe copii. Da? Ai copiii pleacă în excursii, la muncă în alte țări, se căsătoresc, etică. Da? Și atunci e foarte important ca voi să terminați, adică să duceți albumele până termină ei școala, să fiți sigur că mai sunt la școală, că mai aveți cui da albumele și așa mai departe, da? Deci trebuie să vă faceți un calendar foarte bine pus la punct, scris în contract, pentru că în momentul în care e scris în contract, copiii înțeleg că este o responsabilitate și nu mai s-ar calu ca și când faceți o înțelegere verbală. După aia, dacă vin copiii și zic, da, putem face așa, putem face poze nu știu unde, putem face poze în altă parte și așa mai departe, este important ca ele să fie trecute în contract. Nu că ziceți voi, da, sigur, sigur, putem face. Și după aia voi uitați și o să vă zic copii, dar știi că ai zis că putem face nu știu cum și nu știu ce. Și, da, e stupid. Da, și atunci, voi scrieți în contract și o locație aproximativă. Că acum, hai să fim serioși, locațiile de poze în majoritatea orașelor nu sunt foarte multe. Puneți o locație aproximativă, nu știu, parcul central, mergem undeva la munte, whatever, oriunde. După care când se apropie ședința foto, reconfirmați treaba cu locația. Bun, s-a semnat contractul, toate bune. Trebuie să vă faceți și voi un Excel, un tabel cu câți bani ați încasat avans, că de obicei semnarea contractului se ia și avansul. Și după aceea o să vă apucați de ședințele foto. Aici trebuie să fie foarte clar cum o să faceți și așa mai departe. V-am zis, varianta simplă e să fotografiați pe toți într-o zi, pentru că copiii o să vină cu idei, o să zică 5 vrem la munte, 5 vrem în parc, 5 vrem la un hotel nu știu care și așa mai departe. Aia înseamnă zile diferite. Și voi dacă acceptați, o să faceți foarte multe poze, pentru că în mod normal dacă fotografiați 30 de copii într-o clasă, poate durează ședința foto, nu știu, să zicem 8 ore, da? Ei, în momentul în care voi mergeți cu 5 în zile diferite, în 6 zile diferite, nu o să mai stați 8 ore în total, că nu o să puteți sta o oră și jumătate, că o să stați 0-4 în fiecare zi, ceea ce înseamnă foarte multe poze, foarte mult de editat și așa mai departe și nu este ok, pentru că la urma urmei copiii în album pun una, două, trei, cinci poze, n-ar rost să le faceți mii. Da? Deci trebuie să aveți grijă un pic și cu treaba asta, da? Le spuneți de la început cum stă treaba cu ședințele, cu locațiile, cum o să fie procesul de lucru, astfel încât să fie ok și pentru voi. Ați făcut pozele, urmează partea grea de editare. Acolo, la copii, în general, chiar dacă voi aveți un efect de film look sau de nu știu ce nebunie, cumva trebuie să mergeți pe ceva să placă la toată lumea. Dar nici clasic cu clasic, ca să vă îndepărtați foarte mult de stilul vostru de lucru, dar nici ceva super SF, super artsy, super whatever, pentru că nu toți copiii sunt cu inclinații artistice, nu toți apreciază genul ăsta de lucruri, părinții o să zică ce cu pozele astea șterse și desaturate, etc. Da? Deci trebuie să vă gândiți un proces de editare care să fie cât mai digerabil, să zic așa, și plăcut pentru ochiul majorității. Bineînțeles și la partea de fotografiat,
acolo, evident că o să fie tot timpul polemici și discuții, pentru că, cum vă spuneam, copiii au nevoie de portrete simple, în care să li se vadă cum arată, cum s-au îmbrăcat, cum le stă machiajul, părul, papucii, etc. Nu vor copiii chestii complicate, cu umbre, cu reflexii, cu tot felul de nebunele. Da, puteți face 2-3 cadre de genul ăsta cu cei cu care vedeți că au un pic mai multă răbdare și le place să fie fotografiați. Dar cu care vedeți că nu are rost să vă complicați, plus că nici nu o să fie apreciate și nu o să fie puse în album. O să vedeți în timp ce poze pun majoritatea copiilor în album. Pun alea mai simple și cu lumină mai uniformă. Pe alea trebuie să insistați când faceți pozele. După ce le-ați dat, evident, poza toată lumea, ei trebuie să și le selecteze pentru album. Aici tot timpul sunt probleme la selecțiile de album, pentru că dacă vă le spuneți, alegeți-vă două poze landscape și două portrete, să zicem, o să aleagă ba portret, ba landscape, o să fie poate tot alb negru, ci toate variantele posibile. Dacă voi să le dați pozele pe un cloud și le cereți după aceea codul pozelor să treacă într-un tabel sau ceva, o să greșească codurile, nu o să fie persoana respectivă la codul respectiv, o să fie un haos tot timpul. Da, absolut tot timpul este haos, deci voi trebuie cumva să găsiți o metodă să fiți foarte, foarte vigilenți și să puteți cumva să corectați din mers. Pentru că, de exemplu, eu cum procedez, eu fac un document pe Google Docs unde, după ce le-am dat pozele, le spun, trageți-vă numele în documentul respectiv, într-un tabel, le dau tipizat cum ar veni, Google Docs-ul poate fi accesat de oricine, las să fie modificabil, ajustabil, da? Le dați tabelul respectiv, își scriu numele, își scriu pozele pentru album, pozele pentru copertă. Dar din nou, mulți n-au mai lucrat cu Google Docs, deși dacă treci prin liceu la TIC, da, tehnologia informației și a comunicării, trebuie să știi să faci un Word în Google Docs, da, cum ar veni, și să faci acolo să scrii niște cuvinte într-un tabel, deci n-ar trebui să fie foarte complicat, din păcate mulți nu se descurcă, de unii după aia trebuie să tragi de ei, să-i suni, vezi că nu ți-ai completat, vezi că a trecut deadline-ul, vezi o harababură, deci eu încă nu am găsit și n-am întâlnit o clasă la care totul să fie perfect, tot timpul cineva, ceva undeva greșea și e un pic de complicătură. Deci asta e, o să fie partea cu selecția, da, acolo să aveți foarte multă răbdare, să fiți atenți. După ce ați făcut partea de selecție, vă apucați de făcut designul de albume, le treceți numele copilor. Asta o să dureze iară ceva vreme, depinde cu ce le faceți, cu Fandi, cu Photoshop, cu Smart Albums, cu ce vreți voi faceți designul de albume. După care o să trebuiască să verificați, da? Dacă trimiteți cumva designul de album la toți copiii să vadă toată lumea cum arată pozele în album, o să vă treziți cumva de vreau o modificare, vai, dar nu pot să-mi schimb poza, vai, dar nu-mi place fontul la nume, vai, vai, da, și o să fie din nou un haos. Nu faceți chestia asta și nu trimiteți la persoana care e reprezentantă, că ea o să trimită mai departe la câțiva dintre colegi care sunt prietenii ei. Ăia o să trimită mai departe și toată clasa o să vadă și o să vină peste voi cu modificări. Nu, vă întâlniți personal cu persoana care este reprezentanta clasei, vă duceți cu un laptop, puneți colajele să verifice. Sunt toți copiii în album, îs trecute numele tuturor corect și așa mai departe, că restul, oricum copiii în momentul în care ei vor modificări la album, vor că așa și imaginează ei și tu dacă le faci modificările nu o să le placă, că eu am pățit chestia asta. La început îi lăsam pe ei să tragă fotografii de background, imagini, cum să le pun pozele. Și după ce mi-au făcut niște desene în Paint și le-am făcut exact cum au vrut ei, au zis, mamă, dar ce urât e. So sorry, nu mai fac altul, da? Deci aici este problema lucrurilor, da? Și atunci bine ar fi la partea de verificare, deci strict să fie corecte numele și să fie toți elevii, să nu fi ratat vreo unul depus în album sau ordine alfabetică sau știu eu mai ce. Bun, după ce ați făcut partea asta de verificare, trebuie să dați comanda de albume. Acum aici e o parte complicată, care poate, nu știu, o să discutăm într-un alt video, cum alegem firma, furnizorul de albume, cum trimitem comanda, trimitem pe WeTransfer, au platformă în care încărcăm colajele, selectăm coperta, o grămadă de lucruri de genul ăsta,
dar trebuie să trimiteți comanda de albume. După ce au venit albumele, trebuie să le duceți la copii la școală. Da, le dați, trebuie să le verifice de față cu voi că sunt ok, nu sunt rupte, e totul în regulă și desigur să vă dea și diferența de bani, asta depinde cum v-ați înțeles la început cu contractul. Cam asta este ideea în mare cu albumele, este o nebunie cum vă spuneam, financiar s-ar putea să nu merite, dar rămâne atitudinea voastră dacă vreți sau nu vreți să faceți albume de absolvenți. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și pentru atenție, sunt Iulius Paul, sper că v-a plăcut, până data viitoare, grijă mare de voi și nu uitați că puteți asculta materialele și varianta audio pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast. V-am salutat, pa, pa! 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.